Ia să vedem, putem să-l luăm. Hopa, așa, mai am ulei pe mână și de-aia alunecă bățul ăsta de aici, nu, că nu știu, o să mănânc cu bețe, cine știe ce. Salutare, oameni buni, și bine ați revenit la mine în bucătărie. Azi vreau să vă fac ziua mai frumoasă sau mai delicioasă cu un calamar în stil chinezesc. Ingrediente jos în descriere, metoda de preparare urmează. Astea fiind spuse, eu zic să nu mai ardem aiurea și să dăm drumul la treabă. Musai să avem toate ingredientele pregătite. Când încingem ocul, trebuie să ne mișcăm destul de repejor. Începem frumos cu ceapă verde. Am aici o legătură. Ia, partea albă va intra mai la început în acțiune. O tăiem așa încă o dată pe jumătate, fiecare bucățică. Frumușel, dăm frumos aici deoparte. Așa, și partea verde va intra mai la sfârșit în acțiune, așa că o să o punem separat. O tăiem și pasta la fel. Tădăm, tădăm, perfect. Avem nevoie de un castronel. O punem frumos aici, scăpăm de ea, de pe tocător, pentru că mai avem treabă. Partea albă în alt castronel. Așa, am la castronel aici, mamă, mamă. Așa, mai continuăm cu o ceapă roșie sau jumătate de ceapă roșie mai degrabă. Cred că asta e suficientă. O tăiem așa fâșiuțe mai grosuțe. Ia și bucățica asta, perfect. Punem peste ceapa albă, partea albă de la ceapa verde mai degrabă. Dar dacă stau eu să mă gândesc bine, cred că ar mai merge și jumătatea asta tăiată. Am ceva calamar acolo. Bine, o să-l fac pe rând, așa, nu tot odată. Frumușel, toată ceapa la grămadă. Mai am aici ardei gras roșu și verde. Folosiți și voi de care aveți. Roșu sau verde sau galben. Cu cât e mâncarea mai colorată, cu atât este mai gustoasă. Și ăsta la fel, îl tăiem așa fâșiuțe, mai grosuțe, undeva la maxim jumătate de centimetru, să nu fie prea gros, să se gătească și ăsta mai repejor. Gata, atâtica și cu ăsta roșu la fel. Dacă vreți bucăți mai micuțe, mai dați o dată cu el pe jumătate, cam așa. Dar eu zic că o să dea mai bine mai măricel în preparat. Ia să mai scot eu din castronul ăsta ce mai am pe aici și să pun ardeiul gras. Oho, am ceva ardei aici. Eu zic că nu-i mult, îi la fix. Așa, continuăm cu vreo 3-4 căței de usturoi, îi zdrobim și pe ăștia, după care trecem o dată cuțitul prin ei. Gata și cu ăsta. Mai am aici ceva ghimbir. Ia să vedem cât să punem, cât să punem. Tăiem așa câteva fâșiuțe. 3, 4. Cred că astea sunt suficiente. După care bastonașe, subțirele și cubulețe, mărunțele. Oricum stabiliți și voi cantitatea de ghimbir, nu trebuie să vă luați după mine. Ia că mai am aici 2-3 bucățele și am cam terminat. Cu legumele am terminat. Mai am o leacă de muncă la calamarul ăla. Dăm frumos aici lângă usturoi pentru că vor intra în același timp în tigaie. O să mai am nevoie de un castronel așa mai micuț. Opa, așa, uite că am dat vreo două. Îți pune. Punem frumos ghimbirul și usturoiul aici în castron fără să dăm pe lângă. Tudum, tudum. Hai că am reușit până la urmă. He. Facem puțin loc și venim cu calamarul. Am aici 2 tuburi de calamar. Bine, e calamar congelat. N-am găsit proaspăt. Frumușel, îl tăiem așa prima dată pe jumătate și bucățica asta la fel, perfect. După care îl întoarcem frumușel invers și îl crestăm. Îl crestăm în așa fel prima dată cu cuțitul, foarte, foarte subțirel, așa foarte puțin, dar nu trebuie să îl tăiem până la fund. Să îl facem praf. Nu vrem să îl tăiem fâșiuțe subțirele, doar să îl crestăm foarte, foarte subțire și cât putem noi fâșiuțele de apropiate așa una de alta. Asta pentru textură și design, dacă pot să-i spun așa.
să dea bine, să fie frumos, nu de alta. Ia repejor și cu bucățica asta am ceva de muncă. Asta e cea mai migăloasă parte. Gata, pe partea asta sau din partea asta îl întoarcem invers. Și uitați-vă, eu am tăiat prea mult aici. Nu trebuia, dar îi vine de hac, nu e problemă. Și acușica tem invers. Trebuie să facem niște romburi micuți așa pe el. Ia uitați-vă aici, nu știu dacă se vede bine, îs romburi, perfect. După care îl mai putem tăia așa în bucățele mai micuțe. Dacă tot l-am crestat acolo, îl tai direct de acolo. Și încă o dată ăsta că e mai micuț în trei. Și continuăm, avem ceva de muncă, de moșmondit la calamarul ăsta. Ușurel, fără grabă, da? Să facem treabă bună, să nu dăm greș. Gata și cu bucata asta. Ăsta a fost mai măricel. Îl tăiem prima dată pe jumătate, după care la fel, așa, în bucățele mai potrivite. Una așa, una așa. Și dăm frumos deoparte pe tocător. O să mut eu calamarul într-un castron, mă spăl și eu pe mâini și revin, ca să mai scap de miros de aici, din bucătărie. Avem nevoie de o oală cu apă, asta e pentru calamar, ocul intră mai târziu în acțiune. O punem frumușel aici și o lăsăm la încins, era să zic, la încins, să dea bine în clocot. Ia, până una alta să aruncăm și două fâșiuțe de ghimbir, tăiate așa mai măricel, nu-l vrem mărunt tăiat de data asta. Da? Punem frumos și lăsăm să-și vadă de treabă. De ce facem lucrul acesta? 1. Pentru a scăpa de mirosul puternic al calamarului. 2. Pentru a-și lua forma de care vorbeam mai devreme. Și 3. Pentru textură. Ia, apa mare puțin și dă în clocot. Da, nu mare mult, încă 2, 3, 4 secunde, 5, 10 maxim, să zicem. Deja ghimbirul a început să-și lase parfumul. Ia, frumușel, venim cu calamarul. Să-l vedeți cum se strânge. Imediat, tot la grămadă. Aici, hop, așa, să nu sară stânga, dreapta, că-i apă fierbinte, clocotită. Și priviți-l, stați așa un pic să iau un spumar să vi-l arăt mai bine. Cum se strânge, cum începe să se strângă. Perfect, ia uitați-vă. Ce simpatic este și cât de bine arată așa crestat, mamă, mamă. Aici la fier nu-l lăsăm foarte mult, îl blanșăm așa o lecuță, cum s-ar spune, undeva la, cât să zic, 15, 20, 25 de secunde maxim. O să-l mai gătim în tigaie încă un minut și 10, 20 de secunde și cam asta fu. Nu vrem să depășim un minut și jumătate de gătit acest calamar. Dacă depășești, după aia o să devine din ce în ce mai tare și nu vrem lucrul acesta. Vrem să avem un calamar foarte, foarte moale deja. Mama, mama, cu sosurile care le mai punem după, o să vedeți voi imediat. Ia uitați-vă, perfect, s-a înconvoiat, bucățelele mai grosuțe așa nu s-au făcut deocamdată cum trebuie, dar se vor face în tigaie, nu-i problemă. Ia, frumușel, au trecut secundele alea, o să iau și eu un castron mai curat, separat și îl scoatem frumos aici. Ia uitați-vă. Tă-d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 ă
ghimbirul. Oricum mai avem acolo tăiat mărunțel cu usturoi. Haide-mă, mai am vreo bucățică pe aici. Cam astea două. Și la revedere. Oricum, miroase bine. Miroase a mare, așa parcă a concediu. Peștele ăsta. Frumușel, scăpăm de oală. La revedere, și-a făcut treaba. Și venim cu o tigaie mai măricică sau cu un oc. Îl punem și pe ăsta aici, să-l încingem bine, focul să fie la maxim. Îl stropim cu puțin ulei de floarea soarelui de data asta. Nu mult, cât să zicem, o lingură, o lingură și jumătate. Gata, perfect, suficient. Dacă-i încinzi bine, venim cu usturoiul și cu ghimbirul. Prima dată îl răsturnăm aici, curățăm castronelul, ne pregătim și o paletă și amestecăm. Nu vrem să-l ardem, doar să își lase așa aroma în ulei. Eu zic că 10 secunde sunt suficiente. După care venim cu ardeiul gras, dar nu tot, o să fac vreo două ture. Punem frumos așa o mânuță, gata, e suficient ăsta. Și jumătate de ceapă roșie, ceapă roșie și ceapă
verde tăiat, partea albă de fapt, o punem și pe asta aici, la prăjit și amestecăm. Neapărat să amestecăm ca să nu ardem ceva pe aici. Ia uitați-vă ce bine arată ocul ăsta, mamă, mamă. Tot mai indicată e în felul următor, așa frumușel cu tigaia, aruncăm aici, împrăștiem bine de colo-colo usturoiul și ghimbirul. Bine, ardeul ăsta gras nu o să lăsăm împreună cu ceapa, nu o să lăsăm foarte, foarte mult la călit, undeva la, cât să zic, un minut și jumătate maxim, nu mai mult, după care venim frumușel cu calamarul. Îl trântim și pe ăsta aici, sau jumătate din cantitatea de calamar. Ia, gata, hai, mai merg două bucățele, trei cât suficiente și amestecăm repejor. Ăsta v-am spus undeva la un minut și 10-20 de secunde maxim îl tragem la tigaie. Ne uităm la ceas, gata, abia l-am pus. O să pregătim aici și câteva sosuri. Am sos de soia, desfacem frumusel căpăcelul, sos de stridii, la fel, puțin oțet din orez. Trebuia să le pun eu pe toate într-un castron, dar am uitat. Nu m-a dus bibilica. Și puțin zahăr, neapărat, și piper proaspăt râșnic. Gata, am umplut tocătorul cu ingredientele care vor urma. Mai dăm de două ori tigaia asta cu paleta. Preștie mine și calamarul. Ia uitați-vă ce frumos arată. Începem cu sosul de soia, care e ăsta, undeva la o lingură așa maxim, de jur împrejur. Gata, la revedere, sos de stridii la fel, undeva la o lingură. Împrăștie acesta, stânga-dreapta, eu cred că am scăpat mai multicel o lecuță și oțet de orez. Și asta, cât să zic, jumătate de lingură, maxim, suficient, puțin zahăr, o linguriță, hai, încă puțin, o linguriță maxim și mai amestecăm de 2-3 ori. Ia uitați-vă ce culori frumoase avem acum, cu verde, cu roșu, calamarul ăsta începe să-și ia gust de la sosul de stridii, de la sosul de soia. Wow, o nebunie de wok am aici. Să nu uităm de piper proaspăt râșnit și ăsta frumoșel, acușica și cam ăsta fu preparatul. Venim cu ceapa verde, pam pam bucățile astea, oprim focul mai repede înainte așa, mai amestecăm de 2-3 ori și uitați-vă aici, cu ceapa asta verde parcă e mult, mult mai fresh. Tigaia la o parte, la revedere și să căutăm o farfurioară frumoasă. Uite, asta albă așa, să avem contrast. Adică să dea bine mai pe românește. Asta e așa că era ceva negru pe aici. Gata, perfect. Venim și cu ocul mai aproape, luăm cu o paletă, spumar ce găsim și noi. Aveam o lingură de aia mai măricică, dar nu știu pe unde am pus-o. Ia frumușel, umplem farfuria asta. Ia uitați-vă. Fix o porție am făcut aici. Ia, mai am și bucățica asta de calamar care frige. Bine, am mai păstrat și eu o bucățică să văd cum îi. Așa, venim frumușel cu câteva semințe de susan pe deasupra. Ia uitați-vă, ajută și astea la decor. Încă două, trei și cam asta a fost farfurioara noastră. Tădăm, mamă, mă scutur și eu pe mâini în ochi. Ia, priviți aici. Tădădădăm, tădăm. Hai, să fim serioși. Așa, da? Calamar chinezesc. Și să vedem ce am făcut, nu? Am aici două bețe. Să văd cum mă descurc. Ia să vedem, putem să-l luăm. Opașa, mai am ulei pe mână și de-aia alunecă bățul ăsta de aici, nu? Că nu știu să mănânc cu bețe, cine știe ce. Ba, știu, dar acum am emoții. Mamă, ia uitați-vă la bucățica asta cum arată. Cât de frumos e așa crestat. Perfect. Și momentul adevărului. Textura. Efectiv se topește în gură. Mamă. Ardeiul ăsta, haide bă, puțin crocant. Nebunie. Mai fur și de aici. O bucățică mai măricică. Și asta era mai groasă. Cu ceapa verde.
nebunie. Sper să vă placă și vouă, așa că nu uitați să dați subscribe, share, like, activați clopoțelul acela cu toate notificările pentru a fi la curent cu ce se întâmplă la Arvonescu în bucătărie. Vreau să-i trag repede două poze și să-l mănânc după se răcește. Bye bye, pe data viitoare!